Bună dimineața, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog astăzi. Astăzi vom discuta despre gala din 23 iunie. Cine a fost favoritul și cine a fost eliminat. Și multe, multe alte lucruri și noutăți la zi din emisiunea noastră iubită, Casa Iubirii. Așa că hai să apăsăm pe butonașul de subscribe, bineînțeles. Am trecut de borna de 27.000, vă mai spun încă o dată, încă 3.000 și unul dintre voi va câștiga 200 de euro. Așa că cine nu a dat subscribe, să dea subscribe acum. Adică să se aboneze la canal. Este gratuit. Să trecem la discuții. Mai întâi, să discutăm puțin despre promo-ul de azi. Am văzut că apare așadar povestea conversațiilor. După ce în emisiunea de ieri am văzut că s-a concretizat și ceea ce a spus în conversații în Camera Roșie, faptul că Ștefania i-a spus că vrea să se despartă de el. Acum vedem că nu bine apare dimineața și mama Ștefaniei îi trimite printurile respective Ștefaniei înainte să intre în emisiune. Cumva, după ce s-a terminat ediția în acea seară, adică în data de ieri, cum ar fi pe post, după ce s-a filmat, Cosmin s-ar fi dus acasă și ar fi vorbit cu respectiva, iar exact în seara respectivă au și apărut deja pe internet. Wow! Deci nu poți să faci absolut nimic, că la o clipă, deja imediat totul este pe internet. Pentru că, după cum vedem, în dimineața următoare, ele vin în emisiune. Totuși, nu putem să nu observăm și atitudinea lui Cosmin față de Ștefania, atât în Camera Roșie, cât și în ziua următoare. Acesta nu mai este mielușel și cu sufletul la pământ și cu toate astea, ca și în momentul în care a fost acel subiect cu Ștefania și cu Anthony. Acum este mare zmeu. Parcă, sincer, nici nu-i pasă că ea a fost deranjată de atitudinea lui din Camera Roșie. Păi dacă el primea iubire și afecțiune și de toate afară de la amanta lui, cum să-l mai intereseze de Ștefania în emisiune? Din câte am înțeles, în gală, în momentul descalificării acestuia, o să mai aflăm și alte lucruri, pentru că se pare că au fost mai multe decât acele conversații. Iar acum să trecem cu informațiile la zi puțin. Se pare că până la urmă Sebastian și Roberta se vor împăca. Sebastian își va cere scuze pentru toate lucrurile care le-a spus, pentru toate momentele urâte, și cei doi sunt foarte bine și se vor împăca. Robi cu Virginia până la urmă nu vor mai avea nicio treabă, iar acesta își va continua tachinările cu Giulia, bineînțeles. Și Anthony și Rebecca s-au despărțit definitiv și aceștia nu vor mai avea nicio legătură unul cu celălalt. Mi se pare mie că este cel mai mult probabil ca Anthony să se apropie de Ștefania, Ștefania fiind o fată cu minte, fără trecuturi și chestii din astea care să te zgârie pe creier și să-ți deranjeze orgoliul de bărbat. După, Patrick va rămâne tot singur, nimic cu concurenta nouă, Virginia la fel, tot singură și ea, și mai rămân, bineînțeles, acolo Bogdan, care se pare că va avea interacțiuni cu noua concurentă, cu Denisa. Acesta se pare că o cam simpatizează. Și acum să revenim la... Da, bine, nu m-am spus și de Robert și de Julie, care ei sunt bine și vor fi bine, pentru că acolo este un sâmbure de iubire și... Când este lucrul acesta, toate se rezolvă și se merge înainte pentru punerea mai multor cărămizi pentru consolidarea relației. Deci aici nu vă faceți griji, că nu este de ce. Într-adevăr, și ei au de lucru foarte mult, dar totul merge spre bine. Da, și acum să vă spun favoritul publicului, pentru că sigur mulți dintre voi care încă n-ați aflat veștile, ați dat click pentru acest videoclip doar să aflați această informație. Favoritul publicului este Robert. Acesta se întoarce din nou pe podium cu titlul de favorit al publicului, favoritul vostru. Se pare că până în momentul de față, dacă acel sponsor puternic nu intervine în favoarea altor concurenți, Robert este cel mai apreciat concurent din Casa Iubirii și cel mai votat. Acum că vine vorba de eliminare, surpriză mare. Cine oare credeți că a fost eliminat? Ei bine, după ce nu multă lume se înghesuie să se înscrie la emisiune, aflăm, bineînțeles, că eliminat nu a fost nimeni. Este, cred, a cincea gală fără eliminare. Probabil după ce au pierdut un concurent de calibrul lui Cosmin, care era un concurent vechi în emisiune, fost și în sezonul 2 și de la începutul sezonului
sezonului, în sezonul 3. Aceștia vor începe din nou cu câteva gale fără eliminare, mai ales că opțiuni în momentul de față nu prea sunt, sincer. Denisa acum a intrat în casă, Gagea, care era abonatul la nominalizare pentru eliminare, acum s-a apropiat de Alexandra, după cum bine am văzut în camera roșie că cei doi s-au și sărutat și a devenit cumva un cuplu sau un posibil cuplu în momentul în care celelalte cupluri sunt pe cale de a se despărți sau chiar s-au despărțit. Anthony probabil va vorbi cu Ștefania, Giulia știm că stă acolo până la pensie, iar Bogdan se pare că interacționează cu noua concurentă. Așa că, ce părere aveți despre aceste informații? Eu vreau să vă spun că tare aștept emisiunea de mâine, o să-mi fac și eu timp să mă uit, pentru că vreau să văd cum se aduce toată problema și cum vin toate lucrurile astea și cum în toate analizele mele și în toate lucrurile pe care le-am spus, îmi voi da dreptate eu mie în primul rând, după ce o să văd materialele respective și chiar și cei necredincioși care m-au acuzat pe mine că inventez lucruri, o să-mi dea dreptate după. Dragilor, eu nu inventez, după cum am mai spus încă o dată, eu aflu anumite informații care circulă aici pe internet și le discut cu voi. Da, mai aflăm că Ștefania este foarte, foarte tăcută după eliminarea lui Cosmin. Însă cred că se va găsi cineva să o bine dispună și pe ea. Poate, cine știe, America investește puțin după plecarea lui Cosmin și o face favorită într-o săptămână și după aceea o să vedeți energie din partea ei. Așadar, dragilor, cam acesta a fost vlogul din dimineața aceasta. Toate merg foarte bine, bombe peste bombe ce avem în emisiune. Ratingul probabil explodează după toate lucrurile astea, că na, ce-i place românului? Scandalul, bineînțeles. Du-te dracului de aici! Iubirea este trecută în plan secund. Dar totuși, la un moment dat, când vom vrea să arătăm despre ce este vorba, vor fi și cupluri, va fi și iubire, vor fi scoși în față Robert și Julie ca și exemplu, uite că se poate și probabil va mai fi cineva până la sfârșit care va face cuplu și poate va fi un cuplu serios, cine știe. Dragilor, dacă v-a plăcut vlogul acesta, oricum sper să pot să revin mai târziu cu mai multe date sau cu o părere despre situația asta a lui Cosmin cu Ștefania și despre reacția Ștefaniei, pentru că am văzut de dimineață că începe destul de periculos cu Ștefania, care spune că a vorbit cu mama ei și, ca să vezi, mama ei a fost cea care i-a trimis conversațiile. Wow! Păi cum să vadă mama ta că iubitul fiicei ei, cum ar veni așa, vorbește cu alte femei măritate prin mesaje. Nici nu vreau să mă gândesc ce-o fi fost la gura mamei ei sau reacția ei în totalitate. Doamne, Doamne ferește! Dar, în schimb, asta este. Poți să fii sus, dar dacă nu ești curat, imediat te duci jos. Așadar, dragilor, cine nu a dat like până acum, vă rog frumos să apăsați pe butonașul de like, să vă abonați la canal pentru că este gratuit încă o dată, să apăsați și pe clopoțel ca să primiți notificare de fiecare dată când postez. După cum ați văzut, postez mai des în ultima vreme și vreau să mai intervin și cu ceva diferit de Casa Iubirii, să postez o dată la 2 zile sau o dată la 3 zile ca să ne mai și distrăm. Și toate bune și frumoase! Să aveți o zi minunată, eu vă doresc toate cele bune, vă pup și ne vedem data viitoare!